dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă prezint un aperitiv cald sau poate fi servit și un fel de mâncare pentru cină. Ardei umpluți cu carne. Haideți să vedeți exact cum i-am preparat. Primul pas este să pregătim compoziția dintr-un kilogram de carne de porc. Avem nevoie de 2 cepe, 6 căței de usturoi, 200 de grame de cașcaval. Păstrăm 50 de grame, deci în total folosim 250 de grame de cașcaval, un morcov, rădăcina de la oțelină, trei linguri de sos de roșii, trei grame de sare, și mirodene speciale pentru carne. Amestecăm mixul până omogenizăm compoziția. Pregătim ardeii, îi tăiem în jumătate și acum îi vom umple cu această compoziție. Eu am ales ardei roșii, dar e gustoasă acest fel de mâncare, e gustos cu orice fel de ardei. Practic facem un fel de chifteluțe în ardei. Când aproape sunt gata ardeii, adăugăm un pic de cașcaval, alea 50 de grame care ne-au rămas. Deci, în total, folosim 250 de grame la această rețetă. Și acum merg la cuptor încă pentru 5-10 minute. Servim acești ardei cu un pic de maioneză. Pot fi serviți și cald, și cald și reci. Un pic de verdeață. Și un pic de mirodenii pentru culoare. Și în felul ăsta servim acest fel de mâncare. Este un aperitiv cald, cum am menționat mai devreme, poate fi servit și rece, este la fel de gustos. Eu vă recomand cu drag și acest fel de mâncare.